Bună ziua, mă bucur să ne revedem la emisiunea noastră, la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. În această duminică specială, duminică de Crăciun, un invitat special, părintele profesor Ion Buga. Profesor de teologie, un creator de teologie și un scriitor de teologie, profesorul meu din seminarul teologic dintre 1991-1996. Aș aminti doar câteva dintre cărțile părintelui profesor: Introducerea la secolul 21, Pastorala, Minipatologie contemporană, Teologia enclavelor, Ierarhiile ființei. Părintele profesor este și un traducător, a tradus Agonia creștinismului a lui Unamuno, Vârstele vieții spirituale a lui Evdokimov, Din apă și din duh a lui Alexandre Schmemann. În anii 90 a fondat și a condus un cenaclu teologic la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, unde a slujit foarte mulți ani. Un cenaclu la care erau prezenți personalități culturale, de taie lui Ștefan Augustin Doinaș, Dan Stanca, Florin Mihăescu. Mi-amintesc cu plăcere acea perioadă de efervescență spirituală din anii 90 și chiar anii 2000. A fondat și a condus o vreme o revistă excepțională pentru spațiul teologic, Rațiunea Mistică. A fost profesor a zeci de generații de elevi seminarii și apoi de studenți la Facultatea de Teologie. Părinte profesor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și ne întâlnim astăzi la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. E bucuria mea. Și una chiar deosebită, pentru că știm că relația noastră a fost una care a rămas înscrisă. Bine, pentru mine toți erați niște copii frumoși, deștepți și veseli. Și m-ați făcut și pe mine, m-ați păstrat cât s-a putut. Și am avut șansa să rămân și eu printre voi. Adică tot copil, dar până la urmă e bună și copilăria întoarsă. Să știți că sunt exact 30 de ani Da. de când ne jucam de-a copilăria, E o cifră, da. de când dumneavoastră ne predați copilăria și noi ne străduiam să învățăm copilăria serioasă de la seminar. Sunt 30 de ani de când, în toamna lui 1991, atunci școala a început mai târziu, la 1 octombrie, mi-amintesc și acum. Sunt 30 de ani de când acea promoție începea seminarul. Profesorii noștri erau demni de a fi profesori universitari, noi așa v-am și considerat, după aceea sigur ați și fost. Mi-amintesc că orele ne-am făcut greacă cu dumneavoastră, cei din anii mai mari, Nou Testament. 1991 este anul în care va apărea și prima carte, Introducere la secolul 21. Așa. 30 de ani mai târziu, sunt 21 de ani din secolul 21, secol care o scrieați dumneavoastră introducerea în urmă cu 30 de ani. Cum vedeți secolul 21, 30 de ani după carte? E religios sau nu e deloc? Se pare că e totuși, că îl trăim. Avea dreptate Malraux sau nu avea? Sigur, dreptate e puțin spus, e vorba de o intuiție acolo uriașă. E venit fenomenul profetic care și împinge istoria înainte. Fără acest simț al profeției, istoria n-ar putea să miște. Deci, profeția, de fapt, este mai degrabă o chemare, o absorție. Secolul 21, nu putem încă să spunem dacă va fi sau nu va fi religios. De fapt, el spune, mai precis, spune va fi mistic. Religios, cine a tradus, n-a tradus foarte exact ce a vrut să spună Malraux. E vorba de una este religios, alta este mistic. El apasă pe această clapă. Mistica e mult mai mult și aproape altceva decât religiozitatea. Religiozitatea este un fenomen general uman, dar nu de excepție.
Deci chiar religiozitatea nu cunoaște excepții. Deci, excepția religiozității este mistica, adică scufundarea și trăirea sentimentul religios la cu totul alt nivel, un nivel unic. De fapt, e vorba de Duhul Sfânt. Și ceea ce poate să pericliteze sufletul veacului 21 este lipsa Duhului Sfânt, pe care o reclamă și o strigă. Apusul strigă din răsputeri că lipsește. Și de ce lipsește Duhul Sfânt? Pentru că, să nu ne mirăm, nu mai știu câți sunt botezați acum în Franța. Majoritatea sunt nebotezați. Nu mi-amintesc. Cred că nu se fac, poate că nu cunosc eu bine, dar sunt sigur că lipsește botezul masiv în Franța. Ceea ce lipsea în Rusia, în vremea respectivă, și iată, la ora actuală, Rusia este în fruntea acestei trăiri mistice, așa că secolul 21 va fi mistic sau nu va fi deloc, iată că deja se sprijină foarte clar, concret, pe un picior, tocmai pe solul care altă dată îți dădea fiori de necredință, de ateism. E acolo, de ce în Rusia mai mult ca oriunde? Bine, nici la noi nu lipsește mistica, trăirea tainelor, dar unde a fost suferința cea mai mare, acolo va fi și mistica cea mai adâncă. Ține de fundamentul absolut al ființei umane, al vieții umane, care nu e de viață umană, ci este viața lui Dumnezeu în om. Și să nu uităm că Petru, cu inspirația lui foarte rară, dar teribilă, așa, el ne spune un adevăr pe care noi ar trebui să stăm și să stăm cum se cuvine. Și anume, el vorbește că suferința sau durerea, jertfa, de fapt, să-i spunem pe numele mare, jertfa, este înainte de întemeierea lumii. El, Hristos, va zic, cuvântul lui Dumnezeu, pe care se întemeiază toate și care, cuvânt al Tatălui, lucrează totul, din voința Tatălui, este numit miel înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Și vine Părintele Galeriu într-o predică, nu uit, într-o predică și în cartea lui Jertfă și răscumpărare. Poate una din cele mai bune cărți care s-au scris în veacul 20, deși mică, și totuși este o carte mare. Și așa se spune, ceea ce ne arată că însăși întemeierea lumii se face în jertfă, în jertfa mielului. Și mergând puțin mai departe, mai sus, jertfa se identifică cu iubirea. Ceea ce spune teologia, că motivul pentru care Dumnezeu, rațiunea din care se creează lumea, este creată din iubire. Deci, și acum e foarte important să subliniem acest aspect, că Dumnezeu face lumea din iubire. Sau cu iubire, dar din iubire. Și anume, care iubire? Iubirea care se revarsă. El nu a făcut lumea în mod expres. De fapt, este întrebarea pe care o pune Arie, ca să-l încurce pe Atanasie cel Mare. El întreabă Arie susținând că
Iisus Hristos este, nu este fiul ființei Tatălui, ci este și el creat. E adevărat că e cea mai superbă creație, dar creație. Și atunci asta însemna că fiul trebuie să aibă un început, de vreme cum e și creația. Creația are un început. Și îi pune această întrebare vicleană cu două fețe ca o dilemă. Și zice, voind l-a născut tatăl pe fiul sau nevoind? Dacă spunea voind, însemna că la un moment dat Dumnezeu, el chiar așa spunea, că Dumnezeu a fost un timp în care Dumnezeu nu era, nu avea fiu. Era, Dumnezeu era, dar a fost o vreme în care fiul nu era. Deci ar însemna ca el să aibă un început. În momentul în care are un început, însemna că l-a creat în timp. Dacă spunea că nevrând înseamnă că exista o necesitate mai mare decât Dumnezeu și împotriva voinței lui Dumnezeu a trebuit să-l nască. Deci era o capcană destul de... Ei, la care Atanasie cel Mare dă acest răspuns genial zicând că fiul este însăși voința Tatălui. Vrând, nevrând, e puțin spus, e mai mult decât acțiune, el este ființă și este însăși voința Tatălui. Tatăl voiește același lucru și în același timp cu fiul. Așa. Deci, vorbeam de iubire și anume, ca să ne, e foarte important de făcut această lămurire. Că Dumnezeu nu face lumea că vrea să o facă în mod expres, ci El nu poate să nu creeze, fiindcă e vorba de revărsare peste marginile unui Dumnezeu fără de margini, este acel plus de iubire care se revarsă. Și Dumnezeu nu poate să comande o lume care se naște din prea plinul lui. Scapă peste margini, dar nu poți să spui că nu este cel mai minunat lucru posibil ca din prisosul iubirii divine, și când vorbim de prisos la Dumnezeu care n-are început, n-are sfârșit, deja depășim și transcendența și așa mai departe. Deci suntem rodul unei plinătăți, unei revărsări de iubire, în care Dumnezeu nu poate interveni expres, bunoară să pune întrebarea, de ce nu oprește răul? Pentru că n-a putut să oprească iubirea. În momentul în care ar putea să comande răului, ar putea să comande și iubire, dar el nu își poate comanda iubirea, așa cum nici un om care iubește, nici o ființă care iubește nu-și comandă iubirea. Iubirea înseamnă și libertate deodată și jertfă, adică iubirea este în locul destinului în filozofia greacă, în teologia greacă, să spunem așa. Deci, aici, revenind la Malraux, fiind totuși, noi știm că era și îl cunoaștem, că l-am citit destul de... Și el a comandat totuși secolul 20, el a stăpânit cumva prin spiritul lui mare, nu numai el, sigur că da, împreună cu el au fost mulți alți mari. Și de aceea, undeva, el a intuit aceste taine
profunzimi. El scrie Speranța în 1936-1937, o carte despre un roman despre războiul civil din Spania, care pe mine mă fascinează din perspectiva faptului că oameni din toată lumea au venit într-un loc sau într-un loc pentru o idee. Deci bătălia pe mine din toată lumea, universală. Știu. În 36, da. Speranța. Oamenii se pare că mai au asta speranță. Care e speranța lumii de azi? Interesant un lucru. În Noul Testament nu există cuvântul speranță. Sau în Evanghelie, pardon. În Evanghelie nu există cuvântul speranță. De ce? Simplu. Speranța era toată aici. Ce se mai speri când era de față? E vorba de Hristos. Deci speranța divină e însuși Iisus Hristos și de aceea Pavel va menționa la un moment dat că la sfârșitul lumii toate vor înceta, credința va înceta pentru că deja nu mai e nimic de crezut, totul e de văzut, este viziunea Ierusalimului de sus, așa, speranța, nădejdea, în ce să mai nădăjduiești, că sunt acolo, toate. Un singur lucru va continua și dincolo, dimpotrivă, va lua dimensiuni, se va dilata la nivelul veșniciei, și anume iubirea. Iubirea nu cade niciodată. Imnul iubirii la 1 Corinteni, capitolul 13, 1 cu 8, este ceva, singurul lucru care depășește organic. Organic, crescendo, depășește sau continuă. Hai să nu spunem depășește, ci continuă Evanghelia. Pentru că în momentul în care el arată acolo că de-aș vorbi în limbi omenești și îngerești, dacă mi-aș da trupul să fie ars, dacă mi-aș împărți toate averi. Deci, la Pavel arată că iubirea e începutul, dar tot iubirea este sfârșitul. Sfârșitul în sensul plinătății. Pentru că în limba greacă, cuvântul telos nu are sfârșit, nu are nicio legătură cu sfârșitul pe care îl înțelegem noi în orice altă limbă. Și anume, Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce rostește acest cuvânt uriaș, absolut, teteleste, săvârșitusa, adică s-a împlinit. Ce s-a împlinit? S-a împlinit iubirea în coborâre, în pogorământ. Prin moartea lui s-a împlinit ce? Moartea morții. Și începea viața vieții. Aici e problema. Și de aceea spun, ar trebui alături de Tatăl nostru, care e același lucru cu imnul iubirii de la 1 Corinteni 13, 1 cu 8, ar fi trebuit ca tot creștinul să-și fi avut acest pasaj alături de Tatăl nostru și să-l fi știut cel puțin ca pe Tatăl nostru, ca pronunțând acele cuvinte și acele idei, el trebuie să trăiască în acele idei și să nu se oprească din lucrarea sufletească și trupească până când nu știe că a mai făcut un pas real, concret, în acest sens al împlinirii Tatălui nostru, vie împărăția ta. Păi dacă te rogi, tu trebuie să lucrezi. Și atunci te rogi ca să vină împărăția Tatălui, iar tu lucrezi în această împărăție pentru că ești fiul împărăției. E bine, și la această iubire de a-și avea și de a-și împlini tot, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Deci dragostea începe înainte de întemeierea lumii
Și înainte de a fi omul, iar omul nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un alt chip al lui Dumnezeu. Un alt Dumnezeu. Chiar așa spune Sfântul Vasile cel Mare, că omul este o ființă care a primit poruncă să se facă Dumnezeu, să fie Dumnezeu. Poruncă la Dumnezeu. În clipa aceea, tu ți-ai dat seama cine ești și ce trebuie să fii ca să justifici nivelul la care ai apărut din prisosul iubirii divine. Deci umblăm pe niște culmi. Dacă ne-am dat seama, cred că am fi, într-adevăr, am avea gânduri de Dumnezeu. Și noi ignorăm un lucru, și asta e marea tristețe, cum spune Léon Blois, acest ciudat peste măsură, este aproape imposibil de înghițit. Și el spune un lucru extraordinar la un moment dat, bine, printre nesfârșite alte lucruri, spune așa, că noi trebuie să avem o singură tristețe, aceea de a nu fi sfinți. De fapt, noi suntem sfinți, pentru că suntem botezați, dar noi am uitat botezul. Dacă e ceva în creștinătatea actuală, rana cea mai grea, rana cea mai cumplită, este lipsa conștiinței botezului. Sunt niște exemple interesante cele pe care le dați și ați fost preot înainte de Revoluție, înainte de 1989 și sunteți preot, iată, 32 de ani după aceea. Așa. Dacă facem o comparație, o paralelă între cele două momente, între momentele grele înainte de 89, când nu era foarte simplu uneori să fii preot și să manifesti credința pentru credincioși, și libertatea de după 1989, când ai inclusiv libertatea de a nu te mai chestiona în relație cu Dumnezeu, de a nu-ți mai pune problemele astea. Cum vedeți această, foarte pe scurt, această paralelă? S-a văzut o primă mișcare de entuziasm, imediat în fierberea primelor zile, luni, chiar ani, 2, 3, 4 ani, s-a văzut o fierbere entuziastă, tipică oricărui mare început. Iar creștinismul a dat lumii cel mai puternic entuziasm, cea mai teribilă fierbere, dovadă că nu s-a stins ultimele pâlpâiri, încă mai funcționează până azi, 2000 de ani, niciun imperiu n-a putut să... Așa. Dar, ce s-a dovedit odată cu libertatea? Interesant că libertatea a arătat lipsa de profunzime pe care o clamam în timpul comunismului, o clamam, dar nu era, strigătul nostru nu era profund, nu era sincer, lucru care s-a văzut în libertate, când libertatea a fost mai degrabă libertatea de a nu crede dacă nu vrei. Și s-a dovedit că numărul credincioșilor autentici a scăzut după, îmi pare rău să o spun, a scăzut după, dovadă că ne lipsesc toți marii acelei vremi, toți marii vremi acelei pe care eu, cu bine, un fragment numai din măreția vremea acelea, pe nume Galeriu, Stăniloae, Cleopa, Arsenie Papacioc în special, Arsenie Boca, sigur, nu e puțin lucru, o personalitate de o forță teribilă.
Însă mai sunt și umbre pe acolo. Sunteți un duhovnic prețuit. Ați pomenit o parte din mari duhovnici pe care a avut România. Sunt portretele acelea formidabile în mini-patologie contemporană, reluate în volumul Unde a fost biserica. Și mă bucur că o parte din textele, din cărțile pe care le-am pomenit la începutul discuției noastre v-am provocat în perioada aceea. Textul despre iertare pe care l-ați publicat ulterior în Teologia Enclavelor, Tinerii ce moștenire lăsăm în acest volum, unde a fost biserica, o alegorie pascală pe care mi-ați dedicat-o într-un alt volum, Mâinile care l-au dezbrăcat pe Dumnezeu. De care dintre acești duhovnici v-ați simțit cel mai apropiat? Care este omul căruia îi datorați mult în planul a ceea ce sunteți noastră, bine, ca teolog și ca om? Nu, e Părintele Galeriu, nu putem, dar nu mai puțin Stăniloae, fiindcă eu am fost între ei doi, tot timpul am fost plasat între ei doi. Pe Părintele Stăniloae, sigur, îl veneram că mi-a fost profesor. Părintele Galeriu nu mi-a fost profesor, pentru că el a venit tocmai când eu terminam. De altfel, Părintele Galeriu nu ești celălalt ca profesor, trebuie să recunoaștem acest lucru, cum poate nici eu. Eu sunt foarte sincer. Nu trebuie să vă alintați că nu, suntem de... Nu. E adevărat că elevii și studenții, mai ales studenții, că nu puteam eu să mă desfășor cu voi, dar copilul nu are nevoie de multă informație, dar el este intuitiv. El soarbe și se apropie cum se apropiau copiii de Hristos. Înțelegeau ei ce spune Hristos. Da, dar nimeni nu-l căuta mai cu drag. Bun, deci... Și Părintele Galeriu și Părintele Stăniloae. Da, dar nu numai, pentru că în momentul în care m-am lipit de Părintele Arsenie Papacioc, a fost... era atât de inteligent și de... Era genial. Dacă vorbim de un geniu duhovnicesc, în vremea respectivă, eu alt nume nu dau decât al Părintelui Arsenie Papacioc. Câte genii duhovnicești mare România astăzi, Părinte? Păi tocmai de aici, nu? Aici ajunsesem să arăt că, practic, concret, viu, vremea libertății nu e tot atât de roditoare ca vremea prigonirii. De altfel, creștinismul, să nu uităm, se naște pe cruce. Creștinismul răsare din Ghetsimani. Ghetsimanii, sudoarea cu sânge, sudoare de sânge, picături mari de sânge cădeau de pe fruntea lui pe pământ. Ce vrea să spun acest lucru? Iarăși ajungem în punctul cel mai important de la care, pe care tocmai Petru, scumpul de el, lovit și de cer și de iad, cu așa mi-e milă, așa mi-e milă de el cu lepădările, pentru că suntem noi toți în curtea aia. În curtea aia toți suntem, mai mult sau mai puțin, și știm. Am trecut prin astea și de aceea mereu trebuie să mergem la acolo, la rădăcină. Miel înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Unde trebuie să ajungă lumea? De ce pleacă lumea din jertfa absolută a mielului, care miel, puțină lume știe un lucru. Singura ființă care nu urăște când o ucizi este mielul. De aceea și este el confundat cu Paștele, cu învierea. Ce este învierea? Învierea este în primul și în primul rând iertarea lumii. În momentul în care tu ai înviat, n-ai înviat decât pe o singură dimensiune. Pe dimensiunea iubirii, a iertării. Dacă n-ai iertat, fie și pe unul singur, nu înviezi. Nu poți. Sau este o înviere blestemată. Așa. De aceea,
creștinismul s-a impus lumii ca o noutate absolută, și anume, iertate sunt păcatele tale. Răspunsul, reacția. Dar cine este acesta? Acesta rostește blasfemie. Numai unul Dumnezeu poate să ierte păcatele. La care răspunsul Mântuitorului este, dar ca să știți că și Fiul omului, nu spune Fiul lui Dumnezeu, și Fiul omului poate să ierte păcatele pe pământ, am zis ce am zis, dar acum lui, după ce am iertat păcatele, se poate ridica, poate învia. Numai după ce l-am iertat eu, dar iertare ca o creație, ca o creație din nou, numai așa ridică-te, ia-ți patul tău, deci înviază. Ridică-te, este un cuvânt folosit în limba greacă și în limba latină, surge, și resurrectio, înviere și ridicare e același lucru, dar, sigur, în limbile lor, la noi nu merge. L-am pomenit pe Părintele Stăniloae. Deci, numai un pic, să ne înțelegem. Deci, numai în momentul în care vom reuși toți să facem ceea ce făceau martirii în frunte cu Hristos, Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac, pe cruce, pentru cei ce răstigneau, Sfântul Ștefan, primul martir, repetă paradigma cristică a iertării. Doamne Iisuse Hristoase, nu le socoti lor păcatul acesta, și toți martirii, toți mucenicii mureau iertând pe călăul și pe împărat, sfătuindu-l chiar să vină și el la credință ca să învieze și el. Deci acesta este telosul, sfârșitul, săvârșitul sa, până când nu va fi totul iertat și deci totul înviat, învierea nu poate să înceapă. Veșnicia iubirii, iubirea veșnică nu poate, că te-am iubit cu o iubire veșnică. Chiar dacă mi-ai greșit, asta spune în Vechiul Testament, Isaia, spune că te-am iubit, zice Dumnezeu, că te-am iubit cu o iubire veșnică și te-am scris în palmele mele. Linia vieții, teribilă poveste. Așa, apropo de Părintele Stăniloae. L-am pomenit amândoi pe Părintele Stăniloae, că ați slujit mulți ani la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. De aici, din București. Acolo a locuit Părintele Dumitru Stăniloae niște ani. Cum ați simțit proximitatea asta? Păi acum am făcut muzeu. Știu. Așa că vă rog să poftiți, să vedeți muzeul. Nu l-am făcut eu. Mi-a trimis Dumnezeu un preot, băiat tânăr, 43 de ani, Sorin Tancău, un băiat lângă Bacău de acolo, nu putea Dumnezeu să ne trimită ceva mai minunat. Bine, mulțumim prea fericitului că l-a numit în locul lui colegul matale, Părintele Ionel, și face minuni băiatul ăsta, în primul rând, plin de iubire. Acum eu stau acolo, liniștit, are grijă. Credeți că Părintele Stăniloae este citit astăzi sau e mai mult citat? Ei, mă tale cu subtilitatea care te caracterizează și de aceea m-am îndrăgostit eu de mă tale pe vremuri. Și acum, nicio problemă. O iubire veșnică. E adevărat că mi se pare și mie, chiar am spus, că e mai mult citat decât citit, însă nu știm. Dar să fim sinceri acum, să vorbim de la noi. E ceva acolo la Părintele Stăniloae care împiedică o pânză continuă. Adică există lecturi care are mișcarea integrată, încât nu te poți opri.
La Părintele Stăniloae trebuie să faci de fiecare dată, cu fiecare pagină, trebuie să-ți iei îndemn, așa, să mai urci o pagină. N-am priceput cam pe unde să... Dar trebuie să recunoaștem, să zicem un lucru. Când e vorba de fundament, când e vorba că trebuie să te oprești undeva, că ai găsit, ai găsit temelia și nu mai ai nevoie de căutare, acela este Părintele Stăniloae. Teologia lui este o teologie cu adevărat sistematică, bine, așa. Și el este totuși un... E un are ceva poezie în el și o dezvoltă. Poate că i-a lipsit exercițiul scrisurii. El a scris din nevoia de a da afară, dar înainte de asta, ca orice poet adevărat, eu știu cum am văzut poeți lucrând la ei înșiși. Colegul meu, Jinga Nicolae, un poet excepțional, de la 13-14 anișori, el nu s-a oprit o zi în care să nu lucreze, să sistematizeze, să aibă darul scrierii, darul poeziei l-avea de la Dumnezeu. E, punerea în pagină, talentul de la vârful pixului, acela trebuie muncit. Teologia lui dogmatică rămâne fundamentală, sigur, și multe alte, sigur, și tratatul de ascetică și mistică. Da, dar uite, ca să ne înțelegi, rivalitatea, îi face foarte mare rivalitate, teologia rusă zboară. Nebunia asta rusă, când pică pe tarlaua care trebuie, este uriașă. Și este o, nu te poți opri să-l citești pe Evdokimov, să-l citești, dar nu numai pe Evdokimov, să-l citești pe Evdokimov în multe alte cărți. Eu am tradus Bunoare vârste de viețe spirituală, dar am mai tradus și Hristos în gândirea rusă și așa mai departe. Dar Schmemann... Care e pentru dumneavoastră cel mai mare teolog al lumii de azi? O să te miri. E român. Adică, mai precis, aromân. E vorba de Andrei Scrimă. Nu există și nu cred că în secolul 20 a fost cel mai mare teolog și gânditor și frumos și buluitor. Un destin. Andrei Scrimă, care nu are multe volume, dar e de ajuns unul singur, dacă îl citești, zici, îi mulțumești bunului Dumnezeu că te-ai născut și ai apucat să citești. E vorba de Antropologia apofatică. Dar numai puțin comentariul la Evanghelia după Ioan, numai puțin biserica liturgică și mai ales vremea, timpul rugului aprins. Doamne, ce profunzime, ce vocabular, este singurul la care eu trebuie pentru vreo 10 termeni, ceea ce este umilitor pentru mine, a trebuit să recurg la Dex. Deci Andrei Scrimă. Care e cartea care v-a influențat cel mai mult? O carte care v-a impresionat? Într-un anumit moment. Ar trebui să recunosc că... Bine, acum nu putem să nu vorbim de Govadis. Bine, în anumite ipostaze ale vieții, sigur că... Dar, să zic așa, o carte care sunt totuși vârste de viețe spirituale, te marchează. Deci Evdokimov. Și te îmbogățește. Dar, sigur, niciodată eu sunt un lacom bolnav. Adică îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a lăsat încă vederea, mă rog, 5 dioptrii câte sunt aici, dar încă pot citi și pot să scriu.
Însă, iată, tot acum, tot la Andrei Scrima revin. Deci, această antropologie apofatică, regret că am aflat-o târziu, încât să mă pot reformula, aș fi vrut să mă reformulez, dar nu se mai poate, că nu te mai ajută nici memoria, nici cu forța de așa. Deci aș putea să fiu, să încep din nou de la această carte. Însă până aici au fost multe cărți care m-au... Bunoară, chiar și o carte protestantă, La teologie de l'espérance, a lui Roger Mell sau... Nu e a lui. Și, de fapt, ce nu m-a impresionat și ce nu mi-a plăcut, n-am mai citit, dar n-am lăsat nimic necitit. Care este cea mai grea încercare pe care ați avut-o ca preot și care este cea mai grea încercare pe care ați avut-o ca om, în plan personal? Ca preot, încercare grea. Dar ce nu este greu și în același timp sublim în preoție? A fost problema, am fost la un moment dat pe punctul de a fi caterisit, pentru că se știe, acum din cele două cărți pe care sper că le-ai avut, le-ai citit, Rugați-vă pentru fratele tău și Roman de dragoste cu Dumnezeu și securitatea, sunt niște cărți, niște mărturii foarte clare din viața autentică, real, adică momentul în care prin intrigi, sigur că nedrepte, am fost pe punctul de a fi caterisit. Vremea teotist. Deci, ca preot, acesta a fost momentul cel mai... Dar nu poate fi altul mai greu, pentru că e chiar mai ușor, nu te temi de moarte, și asta e foarte important, nu te temi de moarte cât te temi de a fi caterisit. Este o problemă pe care nu o poate cunoaște decât cel ce e preot și care înțelege ce înseamnă să ți se ia acest har pe care nu știi dacă l-ai trăit când l-ai primit cum se cuvine, deși eu aș zice că da. Pentru cum să nu-l trăiești când era prefericitul Justinian, Dumnezeu să-l odihnească în scaunul arhieresc, nu slujea, așa, Antonie slujea și mă hirotonea și cine mă ducea împrejurul Sfintei Mese, așa, era Părintele Stănimai și Părintele Galeriu, la care apare exact în clipa când citeam declarația aceea, așa, apare și Părintele Cleopa. Erau marii mei tutori. Deci, în momentul în care simți lucru pe care Mântuitorul și Evanghelia îl notează, nu e nevoie să-l spun eu, îl notează Evanghelia că tot poporul se temea să-l mărturisească pe Iisus Hristos din pricină că erau dați afară din sinagogă, aposinagogos. Îl făcea afară. Și atunci, pe orb, bunăoară, părinții s-au oferit să spună că copilul lor era orb, dar cum de nu mai este el orb acum, nu știm. Întrebați-l pe el, așa, că se temeau să nu fie dați afară din sinagogă. Cum v-ați simțit în momentul ăla? Nedreptățit? Era o povară? Nu, nedreptatea era mică. Problema dreptății, nedreptății. Ați vorbit de intrigi, i-ați certat pe cei care au făcut... Dar acum chiar îi iubesc. Îi iubesc pentru că dacă nu se întâmpla, dacă nu era încercarea aceea, sigur, bine, acum nu știu cât sunt sau nu sunt, dar dacă sunt ceva acum,
Și are și acolo momentele grele. Ca om care a fost un resort. Ca om, cea mai grea încercare prin care ați trecut? Ei, au fost foarte multe. Chiar și această urmărire a securității. Bunoare faptul că am fost oprit de a mă întoarce la studii în Atena, punându-mi se în spinare și mai ales că îi spuneau prea fericitului Iustinian, dar cu moșul nu era de glumit. A priceput pe loc că era... El a fost singurul care a priceput definitiv din prima că n-are nicio treabă adevărul cu minciunile securității, cum că am făcut niște fapte urite, grele, prin Grecia, de-aia nu mă mai primesc ăia. Deci asta i s-a dat. Și m-am simțit atât de copleșit în fața lui și a părinților mei. Că nu puteai să-l convingi pe tata Buga, un tip care era trup și suflet cu părintele Boboc. De fapt, el m-a crescut și cam el a fost cel care m-a format, duhovnicul cel mare. Unde v-ați simțit cel mai bine în lume? În Buzeu în care v-ați născut? În Grecia sau la București? Peste tot mă simt bine. Nu. Și Buzeu, mai puțin, dar locul copilării este... Mi se pare că îl știi, așa că e de neînlocuit, realmente. Dar Grecia m-a fascinat prin tot ce are, prin limbă mai ales. Faptul că cine vorbește limba greacă nu poate să nu fie fericit filologic vorbind. Cuvântul e prima fericire a copilului. Când copilul a scos primul cuvânt, cine poate să-i citească și când se, de fapt, cuvântul, primul cuvânt, coincide cu ridicarea lui pe picioare. Țineți minte, mă rog, sunteți tineri. Deci, cine privește bine, știe să privească chipul copilului care a explodat. Deci este explozie universală când a pronunțat primul cuvânt. Ei bine, cuvântul pentru mine a fost locul fericirii. Oriunde a fost cuvânt și a fost peste tot, acolo a fost locul fericirii mele. Locuiesc în limba română. Lupta pentru viață este însăși viața, zice Unamuno, pe care l-ați tradus cu agonia creștinismului. Dacă ne gândim la ce am trăit, ce trăim de 2 ani de zile în această pandemie în care suntem încercați, solidaritatea noastră, da, bătălia aceasta pentru viață, care credeți că este sentimentul dominant sau care s-a evit mai degrabă, mai pregnant din conștiința oamenilor? Frica de moarte sau iubirea de viață? Ele sunt totuși... Da, ai dreptate, ai făcut o distinție foarte importantă. Frica de moarte e meschină, iubirea de viață e divină. Asta nu putem să le... De aceea, eu nu le-aș pune în cumpănă. Deși mereu m-am gândit și chiar, uite, pentru că ai intuit gândirea mea uneori, așa, că tristețea mea este aceea că, de fapt, tristețea pentru mine, dar pentru... Că, de fapt, ajungem în rai mai mult din frică de iad și nu din iubire de rai. Ceea ce e valoric vorbind, e clar pe unde ne aflăm. Asta în politică se traduce cu votez rău mai mic de multe ori, știți cum se... Păi asta s-a și organizat de fiecare dată. Credeți că oamenii de astăzi au pierdut bucuria de a trăi și puterea de a spera? E bine să le piardă ca să găsească ce trebuie. Adică să fii conștient pentru ce anume trăiesc. Deci nu ajunge să te bucuri. De viață, cel mai mult se bucură animăluțul. Și cel mai mult însă se bucură cel mai nevinovat. Mielul este... De ce mielul este în fruntea
și este simbolul lui Hristos. Tocmai pentru că nimeni nu zburdă în ființă, pentru ființă, pentru a fi, mai mult ca el. Nici acest lucru nu-l cunoaște decât cel care, bunoare, eu timp de 10-15 anișori am trăit tot timpul cu miei. I-am păscut, i-am asistat, i-am luat de la... Așa în Buzău, când am stat, pe muntele meu, da. În muntele meu, sigur. E fascinantă. Existența mielului este, într-adevăr, o oglindire a ființei lui Hristos realmente în trupul unui miel. Scrieți undeva, numai cine nu vrea nu se mântuiește. Cât este voință și cât e putere în apropierea noastră de Dumnezeu? Nu ne apropiem noi de Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care se apropie de noi și de aceea deosebirea, distinția majoră în istorie o face Avraam, care este primul om care mărturisește că nu el l-a găsit pe Dumnezeu, ci Dumnezeu i s-a arătat lui. Și a înălțat primul altar Dumnezeului care i s-a arătat. Deci, orice căutare a ta spre Dumnezeu se cheamă idolatrie. Sfântul Grigore de Nazian spune, în rugăciune, să nu cumva să pui o închipuire a lui Dumnezeu între tine și El. Adică să faci efortul să ți-l închipui și să te rogi acelui chip pe care l-ai născut tu. Lasă-te arătării lui, venirii lui și atâta. Mântuirea însăși era tată dintr-un singur punct de vedere, chiar și pentru cei drepți. Și mai ales pentru cei foarte drepți, era tată din pricina poziției pe care o are fariseul. Fariseul era omul religios, care nu discutăm. Dar el nu se ruga lui Dumnezeu, ci se ruga chipului pe care și-l făcuse el despre Dumnezeu care era al lui, chipul lui. De aceea, mântuirea este una singură. A te încredința puterii și iubirii lui. Nu cât faci tu pentru el, ci trebuie să te lămurești într-o secundă, trebuie să înțelegi într-un fulger ce face el pentru tine. Adică începând cu tine, că te face pe tine. Există și să-l ierți că te face. Aici e problema mare. Dacă putem să-l iertăm pe Dumnezeu că ne-a făcut, pentru că e cazuri, de ce m-ai mai făcut, Doamne? El te-a făcut pentru că nu putea să te facă, să nu te facă, pentru că e iubire. Și iubirea nu poate să o oprească să nu facă. Și mai departe. Există vreun păcat supraevaluat sau invers, o virtute minimalizată? E o întrebare cam jmecherească, așa, jmecherie de nivel. Poate, da, e aici, e o problemă, e o autoacuză care e nițel păguboasă, adică nițel mai mult. Nu trebuie nici să ne autoacuzăm exagerând, nici să ne supraevaluăm, nici să ne subevaluăm, ci totul trebuie redus la un numitor comun, și anume al cui ești. În momentul când știi al cui ești, știi și cine ești. Și în momentul în care știi cine ești, știi și ce trebuie să fii și să faci. Și, deci, până la urmă, ajunge tot la Dumnezeu. O credință care nu se îndoiește este o credință moartă, spuneți în altă parte. Care este diferența dintre dezolare, deznădejde și disperare?
E bine, vorbim de grade, de gradații pe această scară infinită, scara Raiului, pe care o vedem pe zidurile de nord, din păcate. Dacă erau pe sud, se păstrau mai bine aceste scări ale Raiului. Prin urmare, sunt anumite trepte și pe care numai ceea ce se cheamă ușoară chibițeală, chibițăraie, a diseca firul. Nu, lasă-te mântuiri, lasă-te acestui zbor, că oricum nu te oprești nici căzând, nici înălțându-se. Nu există oprire. Faptul că Hristos se naște, ia fire umană, îl înalță pe om. Dar ținând cont de consumerismul care ia ceva din spiritul sărbătorilor de Crăciun, cum putem primi? Am vorbit despre copii care sunt cei mai puri și când vorbim despre Crăciun vorbim despre ei, despre bucuria copilului. Care e de fapt semnificația Crăciunului cea mai intimă, cea mai religioasă, cea mai autentică? Da, este aceeași cu a creației, de aceea Crăciun se zice la noi, vine din latină, creationis, creație. Prin urmare, bucuria pe care a avut-o Dumnezeu când a creat lumea și bucuria pe care a avut-o omul când a fost creat, se repetă, încă o dată se repetă, se reia. Încă o dată, în istorie, când Dumnezeu însuși se face om, ceea ce omul chiar ar trebui aproape să nebunească de bucurie. E o problemă. Bine ai așezat și ai identificat Crăciun copilărie, fiindcă să nu uităm un lucru la care poate nici nu ne-am gândit. A fost cineva în lume care n-a avut copilărie? A fost. Adam nu a fost copil, ci a fost creat ca la 30 de ani. Și Mântuitorul trăiește copilăria primului Adam. Mântuitorul Iisus Hristos, fiind al doilea Adam, trăiește copilăria primului Adam. De aceea există o circunstanță atenuantă pentru Adam, aceea că el nu a avut bucuria copilăriei. E o mare. Și va, prin Hristos, a redobândit-o și va trăi-o în veșnicie. Prin urmare, Crăciunul înseamnă o creație, dar o creație pe dimensiunea suitoare. Când spunem întruparea lui Dumnezeu, este mai mult chiar decât a spune că Dumnezeu creează totul din nimic. Aici se naște Dumnezeu în om, în clipa aceea omul cu adevărat se simte locuit, sau dacă vrei înlocuit, oarecum. Se simte înlocuit de Dumnezeu. Noi acum, valorile Crăciunului nu le putem discuta din afară. Ele se trăiesc din lăuntru și anume în copilărie sau tot ce rămâne din viața unui om, cea mai puternică bucurie care nu se șterge niciodată, este Crăciunul copilăriei. Copilul se face un pic Dumnezeu cu fiecare Crăciun și cu învierea. Dar învierea deja e o maturitate, e o maturizare a Crăciunului. Dar cu fiecare Crăciun copilul mai face un pas în Dumnezeu, în fericire dumnezeiască. Nu poate fi descrisă fericirea Crăciunului în copil. Mai ales dacă este și el pricepe de fapt de foarte mic. La un an, doi, trei, deja el cântă împreună cu
cu îngerii, cu coriștii, cu plugușorul și așa. Astăzi am fost la Dobra, că știți foarte bine comunarea, da, și astăzi am dat, a fost în momente fericite și mai puțin fericite. Și pentru a acorda bursa anuală pe care dau memoria tatălui meu, și de 4 ani dau această bursă. Și în fiecare an le dau un eseu copilul din clasa 8-a. Așa. Niciodată. Tema din acest an a fost exact această întrebare. Ce înseamnă Crăciunul pentru voi? Niciodată n-am văzut în ochii lor bucuria. Era vorba despre ei. Deci era o întrebare care li s-a adresat deschis și au recunoscut-o înainte de a începe să scrie. Exact. Deci această clipire în noi. Copilul crește pe Crăciun și Crăciunul s-a făcut copil. Este o simbioză. Ar trebui întrebat, dar nu mai e nevoie să le întreb. Ce l-a făcut pe Mântuitorul Iisus Hristos ca om? Și bunoară, în Grecia, cele mai puține sinucide într-un popor sunt în poporul grec. Cele mai multe se pare că se zice că ar fi în Ungaria, poate și în Finlanda, și asta pentru că ei sunt popoare finice. Au ceva, vin cu ceva. Bun. De ce grecii nu se sinucid sau se sinucid cel mai puțin? Din pricină că, eu mărturisesc acest lucru, nu există copilărie mai frumoasă, nu există iubire pentru copii mai mare ca în Grecia. Crăciunul înseamnă copilăria lui Dumnezeu pe pământ și copilărie care ne arată și nouă cum este viața în cer. Pentru că el trăiește pe pământ în om, trăiește pe Dumnezeu în om. Ceea ce e foarte important, iar noi îl trăim la rândul nostru pe omul ceresc. Pentru că el e omul ceresc. Întrebarea trebuia să continuăm însă problema cu copilăria fericită a copiilor greci, de unde toată frumusețea, trebuie să recunoaștem că după frumusețea creștină, prima frumusețea lumii în toate, sub toate aspectele, este frumusețea elină. Dovadă că Hristos își încredințează legea lui din Noul Testament, îl încredințează limbii grecești. Și de aceea și sunt fericiți copiii grecilor și grecii în general sunt un popor fericit din pricina cuvântului. Și de aceea și pământul de 2000 de ani este mai fericit cum n-a fost niciodată din pricină că a venit cuvântul lui Dumnezeu direct și lumea de 2000 de ani trăiește în cuvântul divin. În cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria cuvântului divin se cunoaște pe chipul celor 2000 de ani pe pământul oamenilor. Nu e puțin lucru. Și copilăria, Crăciunul, înseamnă persistența copilăriei pe chipul și în sufletul omului cât trăiește. Cât Crăciun rămâne în om, cu atât și Crăciun copilărie, cu atâta intrăm în copilăria veșnică, viața veșnică, învierea veșnică. Și în final, un gând, o urare, o deviză pentru avangarda noastră? Felicitări pentru nu știu ce durată ți-ai propus, dar este un lucru absolut necesar și fericit, mai ales că având prieteni mulți și câte unul bun, cei de față sunt excluși, așa, vei putea și doresc de tot sufletul și am încredere, vei putea într-adevăr să întemeiezi ceva foarte necesar la vremea aceasta. Ne trebuie totuși să ne revenim
În ceea ce privește optimismul, românul a fost optimist. De aceea, să faci așa fel, să readuci. Nu vei fi singurul, are grijă Dumnezeu să scoată secerători la secerișul acesta, care deus s-au copt, să se coc intensiv acum lucrurile pe pământ, dar nu-i fără rost. Așa că ai abordat, ai luat, să zicem așa, taurul de coarne în momentul cel mai potrivit. Părinte profesor, mulțumesc mult pentru această discuție. Felicitări sincere, chiar mai mult decât mă bucur ca de un lucru al meu. Mulțumesc și vă aștept și cu alt prilej. De Doamne!